Reviziune sumbră făcută din România, războiul din Ucraina va dura 10 ani. Europarlamentarul PNL este de părere că războiul ar putea dura și un deceniu dacă nu va exista o revoltă împotriva lui Vladimir Putin. Rareș Bogdan spune și că, dacă în momentul anexării crimei se spunea aceeași rezistență, situația de astăzi ar fi fost cu totul alta. Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan crede că războiul din Ucraina va dura ani la rând, dacă Vladimir Putin nu va fi înlăturat din interior. Lucrurile nu se vor opri. Zece ani va dura războiul dacă nu va fi o revoltă din interior și dacă oligarhii frustrați și aparatul de inteligență al Federației Ruse, unul care este capabil să producă o schimbare rapidă, nu vor face ceva. Cred că doar un complot a celor care mai au puțină minte și care văd că Rusia intră într-o văgăună va acționa împotriva lui Putin, a spus Rareș Bogdan, într-un interviu acordat Hot News Live. Rareș Bogdan crede că situația de azi ar fi fost cu totul alta, dacă ar fi existat aceași rezistență în momentul anexării Crimeei de către Rusia în 2014. Europa și Occidentul au trecut prea ușor peste anexarea Crimeei. Dacă aceste lucruri erau similare ca reacție la anexarea Crimei, nu am fi ajuns la situația de azi, a mai spus Rareș Bogdan.